Schema Nordis nu este altceva decât un proiect imobiliar bazat pe aceeași strategie ca să atragă investitori ca un proiect de NFT cu NFT-ul de 50 de dolari. Asta discutăm foarte, foarte pe scurt pentru că ăsta nu este tipul meu clasic de clip pe care îl fac de obicei. Aici fac clipuri despre bani magici pe internet, dar vreau să discutăm despre adevărul din spatele Nordis și dacă vrei să vezi toate detaliile picante despre cum a funcționat schema asta cu ajutor politic din spate, uită-te la documentarul de la Recorder. Acolo o să vezi toate detaliile pe care eu nu are sens să le mai regurgitez din nou. Ce vreau să discutați este problema forever, veșnică, cu care investitorul clasic se confruntă atunci când bagă o sumă de bani, fie că e 50 de dolari, fie că e 50.000 de dolari, într-o, mare atenție, promisiune. Așa că, în prima parte din acest clip o să vreau să discutăm despre imobiliare în general. Schema Nordis nu a fost altceva decât un alt proiect imobiliar, cum au mai existat proiecte imobiliare asemănătoare care nu și-au dus la bun sfârșit construcțiile. Și mulți oameni și-au pierdut banii. Se întâmplă de când lumea și pământul nu este prima dată sau Nordis nu este prima schemă de așa natură. Ok, i-a ajutat faptul că au avut suport politic foarte mare în cazul ăsta, dar nu doar atât. Putem să stăm să dăm vina pe politică și că aia e nu știu ce partid și că a făcut nu știu ce chestii și acum alții din partidul ăla o dezmoștenesc, n are nicio legătură cu noi. Noi nu o să facem politică niciodată. Noi, oamenii de rând, sunt om de rând ca și tine. Și eu îmi bag banii mei personali în chestii. Tocmai de asta astăzi discutăm cum se bagă banii ăștia munciți de fiecare dintre noi în baza unor promisiuni în chestii care credem noi că o să ne aducă mai mulți bani pe viitor. Asta este problema de fapt. Cum percepem noi investiția? Aia? Și percepția de către noi românii a spațiului imobiliar este faptul că imobiliarele sunt cea mai bună și cea mai safe investiție posibilă. Fals, altfel nu ar fi existat schema asta și multe alte scheme care s-au întâmplat în România. Blocuri părăsite peste blocuri părăsite în toate orașele mari din țară. Asta este prima problemă. Omul investește după mult prea multă încredere. Faptul că ți-ai spus imobiliarele sunt foarte, foarte sigure, sunt făcute să se aprecieze. Fals, o a doua problemă aici. Nimeni nu citește ale dracu de contracte. Aceeași problemă și cu creditele ipotecare care se fac pe bandă rulantă și vorbesc de chestia asta de 4 ani de când am intrat în spațiul ăsta de social media. Fraților, învățați să citiți un scadențar. Toată lumea spunea că, bă, decât să-i dai chirie lui altul, care sunt bani pierduți ea, da, 1500-2000 de lei, sunt bani pierduți pe care nu mai recuperezi niciodată. Mai bine plătești rata la bancă pentru apartamentul tău. Dar, în primii 10-15 ani, tu plătești la bancă dobânzi 80-90%. Deci dacă faci o paritate între rate și chirii, hai să zicem că le pui la același preț. Dai 1500 de lei pe o chirie simplă pentru apartamentul cuiva, bani pe care nu-i mai vezi, mai bine să dai 1500 de lei rată pentru propriul tău apartament. Dar din rata asta, 1400 de lei în primii 8 ani, 10 ani, sunt dobândă. E ca și cum ai plăti o chirie la bancă. Sunt bani pe care tu nu-i mai vezi niciodată. Dai 100 de lei din soldul pe care tu-l plătești la bancă. Doar ca să zici că ai apartament pe numele tău. Însă, în teorie, este al băncii este exact aceeași schemă care s-a întâmplat cu Nordis. Și anume contractul care nu era contract de vânzare-cumpărare, era un antecontract. Adică o promisiune lumea literalmente a dat 60.000 de euro pe o promisiune în care se stipula clar că ai două luni de zile după ce se construiește blocul să-ți revendici apartamentul sau banii înapoi sau să dai în judecată dezvoltatorul imobiliar, altfel nu mai poți să faci nimic. Literalmente nimeni nu citește asterixurile, nimeni nu citește un contract până la capăt, toată lumea investește sau bagă bani după ureche și după încredere. O a treia discuție aici. Da mă, Cristiane, dar dacă ai 60.000 de euro, ce să faci cu ei, mă, frate? Ok, poate-ți o garsonieră, dar cine se ocupa de ea dacă tu erai în Franța și făceai dinți. Ok, sunt de acord aici. Cum faci ca investiția ta de 60.000 de euro în timp ce tu stai în altă țară și lucrezi ca să produci, că trebuie să produci? Să te asiguri că asta este safe și cineva îți oferă venit pasiv garantat. O altă problemă aici. Nu există venit pasiv, mai ales garantat. Dacă tu nu ai timp să te ocupi și altcineva crezi că se va ocupa pentru tine, trebuie să existe încă o dată un contract solid cu obligații, mai ales de către ăla care îți promite că... Astea. Dacă tu ai acum trei apartamente, da, și eu zic, bă, dă-mi mie, închirie, lasă-mă să le subînchiriez pe Airbnb și o să dau atâta cu clauzele astea, dacă se strică ceva se întâmplă asta, dacă e aia e asta, dacă asta e asta. Clar răspicat de la zero. Ca tu să stai liniștit că un contract de genul ăsta este bun pentru tine ba chiar ai putea să-ți angajezi un avocat. Mai ales dacă ai băgat 100 de mii într-un apartament sau două. Nu-i bagi după ureche, este o grămadă de bani. Citește un contract tu personal sau dă-l către un avocat și dă un fi de 2 300 de euro. Să-ți zică care sunt riscurile cu adevărat. Deci eu înțeleg că asta este o problemă. Ai o sumă, vrei să cumperi imobiliare pentru că sunt safe și așa ai auzit tu de la toată lumea și le cumperi, bineînțeles, pentru un venit pasiv, ghiși să facă cineva care este foarte, foarte oportunist. Sau cum o să sune reclamele lor. O investiție sigură pentru tine și familia ta și profit garantat pe termen lung. E, când auzi chestia asta, asta înseamnă marketing agresiv pentru o problemă existentă. Ai bani, vrei să-i placezi undeva, Vrei să-ți vină ceva înapoi. Ăla care se pregătește să-ți marketeze, exact asta o să facă. O să-ți promită venituri garantate pe termen lung, ceea ce nimic nu este garantat. Nimic nu este pasiv pe lumea asta, nimic nu este garantat pe lumea asta. Reține chestia asta. E și mai departe la problema numărul 4 din clipul ăsta, este același comportament pe care l au cei care vin noi în cripto. Așa am pățit și eu în 2021. Am cumpărat chestii după ureche. Am avut norocul că nu trebuia să semnez un contract pe 60.000 de euro. Am putut să bag 3.000 de euro prima oară. Ca să văd ce se întâmplă pe acolo, ca să pot să-mi bag un pic nasul. În imobiliare nu poți Asta. Nu poți să bagi, dacă ai 100.000 de euro, să zici, bă, bag doar 5%, bag doar 5.000 de euro ca să văd care e treaba cu imobiliarele astea, să văd, e adevărat ce zic ea, nu e adevărat, crește, scade, ce se întâmplă. Nu poți să faci chestia asta în imobiliare. Literalmente, schemele astea se întâmplă de când lumea și pământul în toate nișele. Tocmai de asta explic de foarte, foarte mult timp. Când intri în cripto, dacă nu ai OG-ul în portofoliu, nu ai ce să cauți în cripto. Și anume, dacă nu ai Bitcoin în majoritate în portofoliu, nu ești literalmente în cripto. Și aici vorbesc doar de cei care vor să intre în cripto. Nu mă interesează dacă tu ești pro-cripto sau anti -cripto. Este exact aceeași mentalitate. Intri într-un spațiu nou, habar n-ai ce faci, ești destinat să-ți pierzi banii. Ideea e să pierzi cât mai puțin. La fel, în 2021 am cumpărat pământuri virtuale, NFT-uri, toate rapturile posibile, dar am făcut-o cu foarte, foarte puțini bani, tocmai că nu știam ce dracu fac. Unele din sărăcile astea mi-au produs bani, altele au picat 99%. Și încă în ziua de azi pun lecții pe tavă, bă, uite, nu faci asta, nu faci aia altă. Dacă vrei să intri în cripto, păstrează maxim 10% din sumă și fă treaba asta cu ea. Nu te băga la listări publice, să nu cumva să ai bitcoin în majoritate în portofoliu, bla, bla, bla. Sunt chestii pe care le reguli jiteaz literalmente în fiecare clip aproape. Deci adevărul cu problema asta mare pe care noi o avem acum, nu este primă. Nordis nu este prima schemă de genul ăsta. Asta înseamnă că n-ar trebui să mai investești în imobiliare? Nu, în niciun caz. Asta înseamnă că tu ar trebui să te gândești cum să protejezi banii munciți în primul și în primul rând. Nu pune botul la promisiuni. Când aia fac reclamă la televizor și zic venituri garantate pe termen lung, fugi cât te țin picioarele. E ca și cum ai auzi o reclamă la ProTV despre un proiect de nft care zic ei că o să schimbe civilizația în care trăim. Bag acum bani și primești venituri garantate pe termen lung. Nu există garanții în niciun domeniu. Cât timp depinzi de cineva, care să-ți ducă garanțiile la final. Bă, inclusiv când aveam 9 cafenele, frate, și vindeam cafea către oameni, puneam garanție la cafea, ca omul, investitorul, să se simtă safe când intră la mine în cafenea. Adică să știe că dacă nu iese cafeaua cum trebuie, ori o refac pe loc, ori dau bani înapoi. Dacă cumva se varsă cafeaua din cauza lui, e la mine în cafenea, mi-asum eu, îi dau bani înapoi. Avem literalmente garanțiile arturnate la casa de marcat, fix în fața lor, să stea liniștiți pentru o cafea de 8 lei. Deci pentru 8 lei investiție am făcut chestia asta ca omul să stea liniștit, mare cât capul lui. Pe ce garanție ai văzut la 60.000 de euro? Promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament. Că ai auzit la știri? O altă problemă aici. Ce auzi la știri nu e adevărul. Știrile, ca și orice alt influencer de duzină, o să-ți bage în ochi reclama care a plătit cel mai mare preț. Aceeași discuție și cu păcănelele din 2023. Că vezi, doamne, Dorian a distrus viețile oamenilor ca a promovat păcănele. Frate miu, 3 din 5 reclame acum pe ProTV și pe toate canalele astea sunt despre păcănele și case de pariu, despre ce p Mea vorbim. Cu ce poți să te las, dacă poți să te las cu ceva din clipul ăsta, este nu mai pune botul la nimic pe lumea asta. Când e vorba de banii tăi munciți, fie că cumperi imobiliare sau un lingou de aur, citește dracu contractul înainte. Vrei să intri în cripto pentru prima oară în viața ta, ți zis care este setul meu de reguli, la fel și în piețele de capital. Ai o sumă, stabilește 10% la din bugetul ăla și mergi cu ea prima oară și cumpără în decurs de o lună, două, trei. Vezi cum înveți piața, vezi ce experiență prinzi din astea 3, 4, 5, 6 luni. Apoi, după ce ai prins experiență, așteaptă corecții majore și de-abia după aia încep să aloci până la 100% din bugetul pregătit. În același timp în care nu ai voie să nu ai Bitcoin în majoritate, minim 50% din portofoliul tău trebuie să fie în Bitcoin mereu dacă ești în cripto. În al treilea rând, 30-40% dacă se poate, în două large cap-uri. Ethereum, încă ceva mare, ceva stabil. Până să te bagi în crypto gaming sau virtuale sau NFT-uri sau capitalizări mici de 2, 3, 5 milioane. Până acolo trebuie să înveți piața asta, trebuie să ai în majoritate experiență în piața asta. Și asta se face numai și numai în timp, pe cont propriu, fără niciun fel de promisiune. Deci problema întotdeauna, dar întotdeauna va rămâne la investitor. Protejează-ți capitalul, protejează-ți munca muncită. Ia-ți responsabilitatea în propriile mâini, nu mai pune botul acest promite ăla la televizor. Nu mai investi că ai auzit la mine de o monedă în 2022 și ai crezut că o să schimbe lumea. Eu am pus-o pe un ceart, am studiat-o, am văzut 15 chestii care țin de ea. În același timp în care Bitcoin e majoritate în portofoliu și large capuri în a doua majoritate din portofoliu. După aia cu 10-15% mă joc în -a -a. Asta după, dar după ce am intrat prima și prima dată cu 10% maxim din banii pregătiți pentru investiția respectivă, tocmai ca să capăt experiență. Dacă tu ești dentist în momentul ăsta și lucrezi în Germania, nu ai voie să-ți bagi economiile în totalitate în promisiuni de vânzare, fie că e pe nișa de cripto, fie că e pe nișa de imobiliare, fie că cineva îți promite titlul de stat. Pentru că ghiște, vorbesc și de titlul de stat aici, despre care lumea crede că sunt și ele foarte, foarte safe. Ai o sumă de bani mai mare, mai mică, o dai către stat, primești un randament anual fără să faci nimic. Și vorbesc de chestia asta de anul trecut, când erau randamentele la 4%. Ghiște, anul ăsta au venit la 7%. Ce fac căia care au cumpărat acum un an? Valoarea titlurilor lor a scăzut. De ce? Pentru că nimeni nu mai vrea titlul de 4%. Le-au pastea noi de 7%. Ce se întâmplă la anul dacă scade randamentele astea? Sau peste 2 ani dacă crezi din nou? Nimic nu este este sigur. Dacă ai o sumă de bani, nu te grăbi prea tare să o investești, mai ales după ce ai văzut câteva clipuri, câteva spoturi publicitare sau ai auzit câțiva influencer că ți-au promovație, bă, pare de lux ăsta, bă, cred că ar trebui să investim. La fel și cu imobiliarele în Dubai. Mare atenție și acolo, am făcut clipuri despre asta. Se investește după aceleași principii. O să apară agenții care sunt foarte, foarte fake și o să zică, bă, uite, am cumpărat acolo un ansamblu ăsta rezidențial, dar de fapt ei n-au cumpărat nimic. Să nu aveți surpriza că s-a băgat 100 200 de prin agenția aia care așa face bani, prin intermediere, fie că au cumpărat, fie că n-au cumpărat imobiliarele alea. Chestia asta o să nască și agenții fake. O să promită niște chestii, o să livreze niște chestii foarte, foarte micuțe și după aia o să promită marea cu pământul. O grămadă de oameni o să vină din nou cu milioane de euro probabil investiții și o să fie un rect total. Schemele astea se dau în toate domeniile, și în cripto și în imobiliare, inclusiv în aur și argint, se falsifică aur literalmente. Dacă ți minte lingourile din China. Se dau țepe peste tot. Deci adevărul cu țepele astea stă numai și numai la îndemâna noastră ca investitori. Eu ca și tine nu am surse politice, combinații pile de genul ăsta, sunt la fel ca și tine. Am banii personali, vreau dracu să nu-i pierd. Așa riscurile pe care mi le iau sunt foarte, foarte calculate. Nu mai pune botul la venituri pasive, nu mai pune botul la gainuri foarte, foarte agresive. 100x, poate le mai vezi în thumbnail mele. Au fost doar de clickbait ca să poți dai click și după aceea te învăț. Bă, nu pune botul la astea, ca astea nu ies. În majoritate pică. În același timp în care respecti regulile de buget. Te bagi într-o piață nouă, habar n-ai ce faci, 10% maxim, frate meu, pentru că nu-ți permiți. Nu-ți permiți să-i pierzi pe tot 100%. 10% îți permiți. Ca să înveți, e ok. Multă lume crede că partidul X sau partidul Y sau guvernul o să vină să ne salveze, o să bagi niște legi care o să ne protejeze pe noi. Da dacă noi nu facem chestiile astea, și adică nu ne mai dăm banii ca proștii către toți ăștia care promit chestii, ăștia dispar, ăștia nu se mai există. Și atunci când ăștia se trezesc, bai, să facem o firmă cu dezvoltare imobiliară, să facem chestii, să facem un ansamblu super șmecher, piesa noastră de rezistență, diamantul nostru neșlefuit, ăștia o să vină și o să vadă că n-au cui să vândă. Deci vor trebui să se... Conformeze. Vor trebui să-și ceară 5-10% avans, cum este în vest. Coincidență, este exact aceeași regulă pe care eu o propun când intri într-o piață nouă și nu o cunoști. 5-10% din capital ca să fii protejat. Asta e regula din vest. Maxim 5% dai avans pentru o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament care încă nu este construit. Asta trebuie să vină de la tine și de la mine, nu de la guvern. Ăștia o să bage doar dacă există cerere pe așa ceva. Sau o să rămânem în continuare gușteri și o să vină altă firmă care o să propună alte chestii, o să promită alte chestii și o altă masă de oameni o să fie fraieri și pur și simplu să-și dea banii fără să respecte din ce am lisați. Bani munciți, trudiți și după aia pur și simplu să-și regăte zilele. Ăsta e părerea mea, adevărul din spatele schemei Nordis, schemă care se propagă în orice alt spațiu, dacă tu, ca investitor, nu ești pregătit să te protejezi, în primul și în primul rând, singur. Bineînțeles că nu e corect față de cei care au pierdut bani, dar pe lumea asta cei slabi întotdeauna vor fi prăduiți de cei care știu portițele, iau shortcut-uri și știu că nu pot să pățească nimic. Deci este datoria noastră de investitori să ne protejăm singuri de la început și să nu mai credem literalmente promisiuni. Vrei să-mi promiți ceva? Îți dau maxim 10% din bani. Pentru restul de 90% promisiunea trebuie să fie dusă la sfârșit. Încă o dată regulă pe care eu o propun de foarte, foarte mult timp în orice îți bagi banii sau timp. Sper ca din ce în ce mai mulți oameni să învețe chestiile astea pentru că sunt valabile în orice domeniu, încă M-am repetat de prea multe ori. Fiți mai responsabil data viitoare. Dacă vă asumați răspunderea pentru ce s-a întâmplat acum, personal vă garantez că nu o să mai faceți greșeala asta niciodată, în niciun domeniu. Jumătatea tranșă de bani pe care o munci și o salvați nu o să mai plece de lângă voi, către alții care s-au folosit de slăbiciunile voastre pentru că ați avut slăbiciuni. Nu o să mai fie cazul. Am pățit-o foarte multe ori în cripto, o să vorbesc doar din experiență. Piața singură de la sine s-ar educa mult, mult mai bine dacă noi am fi mai responsabili cu banii noștri. Când merge unul fără centură pe stradă, vin trei mașini de poliție și noi aici, din ce am văzut pe grup, Prejudiciul e peste 10 milioane de euro. Nici măcar nu au fost interesați să ne cheme la odier. Măi nene, vor avea dreptate oamenii ăștia, nu vor avea dreptate? Nu le pasă.